Hello, dragile mele și dragii mei, din nou suntem împreună și din nou discutăm despre frumusețea și îngrijirea părului. Vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți, că prin ceea ce faceți creșteți acest canal de YouTube și sunt foarte vesel când văd că primesc foarte multe mesaje în care îmi spuneți că vi s-a schimbat modul în care priviți îngrijirea părului și că simțiți îmbunătățire cu părul vostru. De asta facem acest lucru, de asta ne chinuim să filmăm, să montăm și să postăm acest tip de videoclipuri și real chiar sper că ajung la voi și că au un impact pozitiv în rutina voastră de îngrijire. Astăzi suntem la rubrica Analizez coafurile și pe listă aveam trecute mai multe opțiuni, printre care și familia Kardashian. Prima mea reacție a fost nu. Îmi pare rău, nu. Dar am stat să mă gândesc și cum totul este despre noi, nu despre ceilalți, am vrut să văd ce mă face să refuz așa de vehement, ce în mine este așa de supărat pe acest subiect, încât nici măcar nu vreau să vorbesc cu voi despre asta. Și mi-am tras concluziile, nu o să dezbat mai mult decât este cazul acest subiect. Însă, înainte de a intra în lucruri propriu-zis, vreau să vă spun părerea mea legată de asta. Nu sunt un urmăritor al acestui clan, al acestei familii. Nu am văzut și mă mândresc cu asta niciun episod din emisiunea de mare valoare pe care o prezentau la televizor. Am înțeles că s-a și terminat, slavă Domnului. De ce nu sunt un fan? Nu sunt un fan pentru că nu îmi plac valorile pe care este fundamentat tot ce au construit. Mi se pare impresionant tot ce au construit, din punct de vedere al business-ului, jos pălăria. Nu am ce să zic, nu am ce să comentez, da. E un exemplu de studiat, este un exemplu de urmat, dacă poate fi urmat. Însă valorile pe care le promovează și valorile pe care se cumva fundamentează totul, nu mi se par că sunt cele potrivite. S-a ajuns să ai atâta de multă influență și să nu văd nimica pozitiv cumva dat înapoi. Mie unul mi se pare o irosire a unei oportunități, a unei șanse. Poți să faci real ceva extraordinar pentru o audiență atât de mare și te rezum la a fi fashionable. Da? Nu mi se pare că e ok acest lucru. Este părerea mea și de asta cumva singurul mod prin care am putut să protestez este să nu consum așa ceva. Trecând peste asta, categoric mă uit la nivel de beauty, ce se întâmplă. Cred că au creat o nevoie de beauty care nu exista înainte, care este și bună și rea. Cred că sunt mult prea self-aware, cred că promovează o frumusețe care nu există prin folosirea de filtre și prin operațiile pe care le au peste operații la față și la corp. Este un ideal imposibil de atins, doar dacă îți dedici viața acestui lucru, cred că poți să-l atingi și doar dacă ai banii, nu chiar toți, că nu trebuie bănesc, că cu 1 milion de euro ești ok. Asta e cumva fondul problemei, că într-o lume în care încercăm să ne dăm seama cine suntem, de fapt ne creăm o nevoie care nu există, să fiu altcineva sau să ajung la acest fel de corp care este cumva de-a dreptul hidos, adică nu, mersi, nu. Mă voi rezuma la beauty, zona unde au o influență foarte, foarte mare prin toate brandurile pe care le-au creat în jurul lor de beauty, de make-up, de așa mai departe, prin ridicarea hairstyliștilor și a make-up artiștilor cu care lucrează, categoric au dat șansa unor oameni să devină super faimoși și lucrul acesta este de apreciat. N-aș fi zis, nu să știți, nu sunt ipocrit. Dacă îmi zicea Kim să o coafez, aș fi coafat-o. Nu-i spuneam, nu sunt de acord cu ce postezi. Da? Real, nu o să fiu ipocrit în acest business și înțeleg acest lucru. Sunt un reper din acest punct de vedere, trec prin tot felul de transformări, fac tot felul de lucru. Ce vreau să înțelegeți este că e tot un spectacol, este un show. Adică nu este părul lor de cele mai multe ori. Au acces la cele mai, nu știu, bune peruci și produse și tehnologii și ce vreți voi din acest punct de vedere. Au acces la unii dintre cei mai buni oameni din această industrie, așa că e normal să aibă rezultatele acestea. Puneți în balanță puțin aceste lucruri și decideți pentru voi ce credeți că este important să faceți. Eu o să continui cu analizez ca să vedem exact ce și cum se întâmplă aici. Ia să vedem. Să știți că nici nu știu cum le cheamă pe toate. Câte sunt? Ok, deci este first generation mama, după care sunt
trei bucăți care acum sunt around 40, pe la 40, da. Pe acolo și două pe la 20 și ceva? Cam așa. Ok, mama, Chris, creierul operațiunii, tunse scurt, păr brunet, am mai văzut-o și cu blond în niște poze, cred că e o perucă pe acolo, se mai joacă și aici pe acolo, îmi place lucrul ei, îmi place genul acesta de păr tuns, mai scurt, mai neglijent un pic, mai ciufulită, așa. Îmi place, e categoric, mi se pare că e ce trebuie din punct de vedere al tunsorii, nu prea o văd cu alte culori. Mi se pare că pe brunet este foarte, foarte bine și îmi place că este tunsă scurt. Adică categoric lucrul acesta e super ok. Bun. Deci cu mama am clarificat-o, ne place, doamnă, faceți o treabă foarte bună. Nu știu ce ați făcut cu fetele dumneavoastră, dar ați știut ce să faceți. Acum chiar sper că sunteți în spatele la butoane și că este meritul dumneavoastră, nu că fetele nu ar fi muncitoare. Bănuiesc că nu este ușor să fii atât de big pe social media și să stai degeaba acasă, nu. Cred că ai o grămadă de chestii de făcut. Bun, cea mai cunoscută, nu, e Kim, dintre ele. Kim tot trece prin tot felul de schimbări, abordează tot felul de lucruri, uneori și mai cu cultural appropriation, așa, mai cu codițe, mai cu nu știu ce, și-a mai luat ea pe aici, pe acolo, niște comentarii din punctul acesta de vedere. Văd că în ultimul timp e pe un păr așa lung, foarte natural, cu texturi cât mai legere. Îmi place, e imposibil, sigur nu e părul ei. Și înțeleg cumva și obsesia fetelor când vor un păr ca lui Kim Kardashian, care să ajungă până la fund sau nu știu ce. Dragilor, țineți cont în primul rând de faptul că este o pitică. Kim Kardashian este o pitică, e mică de înălțime, adică nu este vreo lungană care are părul la fel de lung. Așa că e mai simplu să ai părul lung când ești mic, pentru că nu trebuie să fie chiar atât de lung. Proporția, cred că vă place proporția, până unde ajunge părul. Și categoric să știți că am stat să caut și eu niște extensii din astea de 70, de fapt, inch. Adică să fie, vreau și eu o extensie de un metru jumate. Nu am găsit. Am găsit prin China, dar mi-e frică să comand, dau o grămadă de bani, nu știu exact ce ajunge, ce n-ajunge, cum ajunge. Dar mai caut să văd dacă reușesc să găsesc ceva atât de extrem. Ca și look, îmi place că se duce tot în zona de închis la păr, este un reper pentru acest lucru, nu o văd în altă zonă, adică mi se pare că cel mai fain e într-adevăr când este în zona de închis la păr. Îmi place când poartă perucile scurte, îmi place stilul acesta de anii 90, bob lob, îmi place, chiar îmi place, păr drept sau ușor curbat către interior, mi se pare că e foarte, foarte cool. Foarte fresh. Nu înțeleg eu proporțiile corpului cu șoldurile și cu așa, nu e ceva ce înțeleg eu foarte bine acolo. Dar, mă rog, părul arată bine, fața arată bine, ne place ce vedem acolo. Și apoi avem două surori, nu? Avem două surori care sunt, cum le cheamă? Chloe și Courtney. Bun, deci Chloe este cea mai înaltă, mai corpolentă. Eu am văzut că jonglează și cu blonduri și cu rădăcini închise și cu tot felul de lucruri, adică și-a făcut schimbări, e pusă pe schimbare în general. Îmi place ce face. Nu îmi place când e Ileana Cosânzeana cu părul prea lung și prea blond, aia nu mi se pare că e ceva bun la ea. Îmi place mai mult când e mai blond așa și cu părul scurt. Sau îmi place când e cu părul prins. Îmi place foarte mult de ea, cred că și din cauza proporțiilor pe care le are. Îmi place chestia asta. Îmi place blondă, îmi place mai mult blondă sau ciocolatiu deschis decât brunetă. Brunetă nu prea îmi place cum arată. Nu pot să zic că e printre lucrurile mele favorite în ceea ce o privește, dar categoric văd că jonglează foarte mult cu zona aceasta de blonduri. Și cred că da, îi se potrivește. Știu că în ultimele pe Instagram am văzut că s-a închis și a făcut un blond mai închis, așa, coniac. Îmi place și acolo. Nu-mi place brunetă. Îmi place și cu blonduri închise și cu ciocolatiuri deschise. Nu-mi place când este cu brunet. Deci ea a fost Chloe și ar trebui să mai fie? Courtney. Aia pare cea mai normală dintre toate. De asta n-are succes. Cât de mișto. Dar are sens acum că mi-ați spus asta. Adică, na, e o femeie care arată îngrijit tot timpul și arată bine și așa, dar nici nu prea apare la căutări. Cred că este o alegere pe care trebuie să o facem cu toții, dragilor. Vrem să fim cu orice preț speciali sau vrem să
fim noi bine cu noi. Cred că dintre toate ea e mai bine cu ea. Asta este impresia mea, acum evident că nu o cunosc, ca și postat deja dacă o cunoșteam, dar categoric mi se pare că e mai bine cu ea și cred că se cunoaște puțin mai bine sau cel puțin a înțeles că nu e doar despre a fi faimos la modul acesta. Din punct de vedere al beauty-ului și al părului, categoric cea mai reprezentativă mi se pare Kim. Mi se pare că se duce și într-o zonă puțin mai elitistă, așa, mai curată, mai ales în ultimul timp. Probabil că se pregătește pentru avocatură, președinție și alte planuri pe care le are orice persoană celebră pe Instagram. Mi se pare că se duce într-o zonă mai clean. Sora ei mai corpulentă, mai blondă. Chloe, nu, cea care mi zice că e cu blonduri și cu așa. Mi se pare că e, da, mai încearcă să fie puțin mai hip. Mi se pare că este mai pe trend așa, cumva e mai jucăușă. Și după aceea mai sunt două surori, una supermodel și una business mogul, nu? Bun, Kendall, model inclusiv pe la Victoria's Secret, nu mi se pare că e de Victoria's Secret. Îmi pare rău, chiar nu mi se pare că e de Victoria's Secret. Cred că are un marketing și un PR foarte bun. Este o fată frumoasă. Văd că nu sunt foarte multe schimbări la ea cu părul. Bănuiesc că fiind model nu poate să-și schimbe foarte mult părul. Știu că în ultimul sezon, care s-a putut face fizic, nu ăsta de acum, era blondă. A avut șuvițe blonde făcute. Știu că a făcut-o Tracy Cunningham. I-a făcut culoarea și o văzusem pe podium cu blond. Nu mai știu exact în ce etapă este acum. Oricum, ca și model, categoric, sunt niște condiționări acolo, nu cred că poți să-ți schimbi părul așa cum îți dorești tu. E foarte mult marketing, adică cred că dacă ea nu era din familia din care face parte, nu cred că ajungea să fie model, sincer, sau nu la nivelul acesta. Asta este părerea mea personală, nu vreau să iau meritele nimănui, fata poate chiar este super talentată în zona aceasta, noi doar ne dăm cu părerea, fiecare în funcție de filtrele pe care le are puse. Sora ei este cea mai nebună cu peruci, nu? Din câte știu. Toate culorile, toate formele, toate lungimile, toate ipostazele, foarte bine, măcar nu își face praf părul ei. Și asta este absolut minunat. De asemenea, vreau doar să conștientizați nivelul de investiție în atâtea peruci și în stiliștii pe care ai în jurul tău ca să folosească toate perucile respective și să arate bine, pentru că în pozele pe care le vedem arată bine, nu pot să spun că niciuna dintre ele nu arată rău. Indiferent ce stil au abordat sau cum au abordat lucrurile, toate arată super, super ok. La nivel de beauty mi se pare fantastic o persoană care nu are, practic nu avea buze să ajungă să facă un imperiu din rujuri. Mi se pare că într-adevăr Dumnezeu are simțul umorului. Chiar mi se pare că este super funny totul din acest punct de vedere. Da, e un business absolut fantastic. Mi se pare că e minunat ce au făcut toate din acest punct de vedere. Sunt convins că în spate este un motor uriaș care are grijă să promoveze ce se promovează, cum se promovează, de ce se promovează, când se promovează și așa mai departe. Nu cred că este ușor ceea ce fac. Mi-ar plăcea să văd mai mult din partea lor o implicare în a da femeilor nu doar repere de frumusețe, la care ajungi puțin mai greu, ci a le da și încrederea și siguranța și cumva liniștea că sunt bine cum sunt ele. E adevărat că ar scădea consumul. Dacă tu ești bine cu tine, nu mai simți nevoia să-ți cumperi 200 de cevauri. Unul ajunge. Și înțeleg că este despre consumerism, însă mi-ar plăcea să văd din partea nu doar a lor, ci și altor oameni care fac asta ceva de genul acesta. Un impact fantastic în ceea ce trăim noi în zona de beauty. Foarte multă lume își dorește să arate ca ele, indiferent pe care dintre ele le alegem și despre care vorbim. Categoric au ridicat consumul de beauty, categoric au ridicat folosirea rujului la un alt nivel. Categoric, bănuiesc că o să mai auzim de ele din acest punct de vedere. În ceea ce mă privește, așa cum vă spuneam, non-consumul este modalitatea prin care încerc să mă distanțez și să nu particip la această poveste. Am simțit să fac acest lucru pentru că sunt foarte curios dacă o să meargă videoclipul ăsta și aș vrea să lăsați bucata asta. Chiar sunt foarte curios dacă o să meargă videoclipul. Vreau să văd câte vizualizări face. Și pentru mine este un proces de învățare și vreau să văd exact care sunt subiectele care vă interesează. Ca să ajung și la fel de celebru ca și Kim Kardashian. Ce fain ar fi! Bun, cu invidie vă spun acest lucru.
Însă, cu foarte mare drag, vă spun la final, să nu uitați să vă iubiți părul.